Ce ar însemna, domnule Negru, pentru Republica Moldova ca Maia Sandu să nu mai obțină un nou mandat? Bine, nu ar însemna lucruri. Depinde cine va obține. Dacă va obține, să zicem că nu câștigă Maia Sandu și câștigă cineva apolitic, dar dacă va fi un reprezentant al intereselor Moscovei, desigur, asta va face rău Republicii Moldova. Ea se va, candidatura respectivă sau persoana respectivă se va opune cu siguranță începutului negocierilor cu Uniunea Europeană. Desigur că va iarăși va renunța la sancțiunile pentru întreprinderi sau pentru politicieni de Federația Rusă, adică va renunța să sancționeze împreună cu Uniunea Europeană Rusia, care duce acest război de agresiv împotriva Ucrainei. Desigur că va crea probleme pentru Ucraina, fiindcă pe teritoriul Republicii Moldova trec anumite grânele, de exemplu, ucrainene trec. E o cale de tranzit prin Republica Moldova. Va pune un eventual președinte piedici în acest sens. E adevărat că președintele în Republica Moldova nu este atot puternic. Avem Republică Parlamentară. Va depinde și cine va câștiga alegerile parlamentare de anul viitor. Dar dacă pierde Maia Sandu, atunci șansele ca la parlamentarele să fie câștigate de o forță, poate că nu evident pro-rusă, dar o forță care se zice că e neutră, adică nici cu unii, nici cu alții, nici cu ei, nici cu Rusia. Desigur că e o perspectivă la care eu cred că deocamdată e de vreme să ne gândim, dar nu putem să excludem absolut nimic. Eu cred că totuși șansele Maia Sandu sunt solide și ea va câștiga acest mandat. Și aș vrea, domnule Negru, în continuare să vă dăm și un ultim anunț făcut de Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, și revenim. Dragi moldoveni, mă adresez celor care au deja cetățenie europeană, fie că au pașaport românesc, bulgar, italian, francez sau al altui stat al Uniunii Europene. În perioada 6-9 iunie 2024, milioane de oameni din toate cele 27 de state ale Uniunii Europene vor merge la vot pentru următorul Parlament European. Cetățenii moldoveni care au și cetățenie europeană pot participa aici acasă sau în statele membre ale Uniunii Europene la alegerea următorului Parlament European. În Republica Moldova, votul va fi organizat pe 9 iunie în 52 de secții de vot peste tot în țară, dintre care 13 în Chișinău. Votul moldovenilor este important și pentru Republica Moldova, pentru că următorul Parlament European va decide asupra procesului de integrare a Republicii Moldova și ne dorim un Parlament European care să susțină aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și care să vrea să facă Uniunea Europeană și mai puternică. Pe 9 iunie, mergeți neapărat la vot! Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, invită într-o declarație video, invită cetățenii de peste Prut, deținători ai pașapoartelor Uniunii Europene, la alegerile europarlamentare din 9 iunie. Și am ascultat, domnule Negru, anunțul făcut de Maia Sandu. Republica Moldova nu este încă în Uniunea Europeană, dar am văzut președinta Republicii Moldova vorbește despre importanța componenței noului viitor, noului Parlament European. Cum vi s-a părut acest apel pe care l-a făcut în urmă cu o zi președinta Republicii Moldova?
Desigur, este un apel așteptat, este logic să facă un asemenea apel. Este important pentru Republica Moldova să avem, să existe un Parlament European funcțional, ca Republica Moldova să fie sprijinită în acest Parlament. Desigur că mizăm în primul rând pe parlamentarii din România, chemăm și noi și mai multe forțe politice de la Chișinău, i-au chemat pe cetățenii cu pașapoarte românești din Republica Moldova și din afara Republicii Moldova să meargă la vot, să voteze pe cei care vor sprijini și Republica Moldova și vor sprijini și Ucraina în efortul ei de a învinge Rusia sau de a rezista Rusiei, fiindcă destinul Republicii Moldova depinde și de războiul din Ucraina. Așa că nu ne rămâne și nouă decât să susținem aceste demersuri, aceste apeluri.